Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. La Imago, de la ora 18:30, se pune în scenă piesa Imaginează-ți că ești Dumnezeu. Spectacolul vorbește despre iubire, despre absurdul din viețile noastre, despre fuga continuă spre ceva despre care de multe ori nu avem foarte multe informații, despre România, despre teatru și reușește să atingă și să lovească, fără să plictisească niciun moment, prejudecăți și idei periculos de amintit. De la ora 19 la Godot sub scenă puteți urmări Flor pentru Algernon, un one-man show cu Iulia Colan. Producția vorbește despre Charlie, un băiat retardat în vârstă de 33 de ani, care devine parte a unui experiment spectaculos. Șocantă prin scriitură, Flor pentru Algernon cucerește prin contrastul extrem de puternic între Charlie, cel lipsit de minte, și geniul în care se transformă mulțumită experimentelor la care este supus. De la ora 20, la Sala Palatului, puteți urmări spectacolul de balet pe gheață, Spărgătorul de Nuci, realizat de Baletul de Stat din Sankt Petersburg. Acesta este unicul ansamblu profesionist din lume de balet pe gheață, desemnat ambasador de către orașul Sankt Petersburg, pentru a celebra cei 175 de ani de la nașterea lui Tchaikovsky. De-a lungul timpului, acest spectacol nu a încetat să uimească publicul de pretutindeni, cu magia, grația și corelarea perfectă între elemente. Printre protagoniștii spectacolului apar patinatori faimoși și multiplu medaliați, precum campionul olimpic Evgeni Plushenko sau campioana europeană Olga Ivanovna. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!